Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit, sunt Anca Grădinaru. Continuăm seria interviurilor aniversare cu reprezentanții ai societății civile care schimbă România în bine. Astăzi în studioul Europa FM se află Ioana Traistă de la Fundația PACT. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumim și noi că ați venit. Noi împlinim 15 ani zilele acestea. Voi aveți proiecte în derulare în 15 județe din sudul și sud-estul țării mai ales. Ce faceți voi și de ce în sud? Noi facem ceea ce se numește dezvoltare comunitară. Pornim de la ideea că fiecare dintre noi știm ce e mai bine pentru comunitatea noastră și fiecare suntem responsabili pentru ea. Așa că lucrăm în comunități mici din 19 județe din sudul României, anul ăsta doar 15, dar... Și sprijinim pe oamenii cu inițiativă din sate și orașe mici să facă diverse proiecte pentru comunitatea lor. Mai sunt oameni cu inițiativă? N-au plecat toți din mereu, țară? Mereu, mereu. Dacă îi cauți, îi găsești. Ăsta era un lucru de la care pornim, pe ideea că fiecare comunitate are câțiva oameni, o mână sau o mână mai mare de oameni care vor să facă ceva pentru ea, dar poate nu știu de unde să înceapă. Pentru că ne gândim la sate, unele îmbătrânite, unde sunt tineri, poate, dar care n-au văzut modalități de a se implica în comunitate. Ne gândim la orașe diferite de București, unde informațiile și oportunitățile sunt mult mai reduse. Și știm cu toții că România în care trăim nu e România București sau nu este România orașelor mari, mai ales că suntem cea mai ruralizată țară din Uniunea Europeană, dacă stăm să ne gândim. Și acolo mergeți voi, în sate defavorizate. Da, în sate defavorizate găsim acești oameni cu inițiativă, oameni care deja au făcut poate ceva pentru comunitatea lor, că au vopsit gardul școlii când nimeni nu vrea să facă acest lucru, că au adunat fonduri pentru familii nevoiașe. Îi găsim pe ei și adunăm în aceste grupuri de inițiativă cu care, să zicem, pornim la drum. Trec prin serii de traininguri, lucrează cu facilitatori comunitari, un fel de, să zicem, mentor, coach, care îi sprijină în momentul în care dau de greu și le arată diverse opțiuni și apoi le dăm și o mică finanțare. Ideea e ca ei, ca grup, să fie un fel de nucleu, să miște lucrurile la ei în comunitate, să fie și parteneri pentru autoritățile locale și să se consulte cu oamenii din comunitate. Adică nu o să vină 5 oameni și o să zică noi vrem să facem o căsuță de cultură. O să vină și o să se ducă în comunitate și o să-i întrebe și pe ceilalți, dar care e nevoia ta cea mai mare? Ce te doare pe tine cel mai mult? Pe principiu că ce mă doare pe mine s-ar putea să nu-l doară și pe celălalt. Și să vadă un pic care sunt lucrurile principale care interesează pe toți. Și ce interesează în sud, de exemplu? Păi depinde de la comunitate la comunitate, dar am remarcat așa ca tendințe sunt, e viitorul tinerilor și al copiilor. Evident, vrem comunități mai bune pentru copiii noștri. Asta înseamnă ce? Oportunități de a se distra, locuri de muncă, ce înseamnă exact? Ce așteaptă? De ce au nevoie ei? Câteodată, la început, locuri de joacă, de petrecerea timpului liber. Sunt multe comunități în care copiii se joacă, să zicem, la intersecție, în intersecție și de foarte multe ori e și periculos. După aceea, sunt unii care pun accentul și pe tradiție și pe tine și copii să dea mai departe tradițiile și atunci sunt, nu știu, trupe de dans folcloric sau vizionări de film sau povești despre tradiții cu bătrânii din sat. Căsuța de cultură de care povesteam înainte, care tot de la o nevoie pentru copiii și tinerii din comunitate a venit. Construită unde? În Vizurești, în Dâmbovița, la 35-40 de kilometri de București. Ce foarte aproape. Am citit pe site despre un proiect interesant din comuna Spanțov, din Călăraș. Da. Un sat pe malul Dunării, unde oamenii de acolo își fac o plantație de levănțică. Cu da. Ajutorul vostru? Da, am început să lucrăm în Spanțov în 2010 și tot așa asociația împreună pentru viitor din Spanțov și au început cu un teren de fotbal. Asta au făcut prima dată. După care au mai făcut parte dintr-un proiect și au
au stat de vorbă cu bătrânii din comunitate să vadă ce fel de tradiții mă aveau și practicau și nu se mai practică. Și au ajuns la partea de cioplit lemn și au găsit 5 meșteri din comunitate care mai făceau asta și au început și această afacere socială cu meșterii din Spanțov și produse din lemn pe care îi le fac. Iar acum cultura de levănțică este pasul următor. A fost un proiect mai mare al nostru pe spațiu comun. Spațiu comun înțeles și ca spațiu de petrecere a timpului liber sau spațiu care poate să-și genereze niște venituri în comunitate. Și sunt chiar una dintre doamnele din grup. A fost plecată în Spania foarte mult timp. A lucrat acolo în agricultură și s-a întors acasă și a zis că ea nu mai vrea să plece și vrea să facă asta la ea acasă. Chiar au un contract, n-au plantat încă levănțica, urmează acum să o planteze, dar au un contract cu cineva care o să le cumpere levănțica. De anul acesta, încerc. De anul acesta, da. Deci, practic, se formează asociații la nivel local. Da, asociații la nivel local, bine, pot să rămână și ca grupuri de inițiativă, pentru noi nu e o condiție, deși e mai ușor să fie cu statut legal, că pot aplica și la alte finanțări. Asociații care nu sunt dependente de pact, noi continuăm să-i sprijinim cum putem, dar vrem ca ei să înceapă la un moment dat să facă lucruri singuri la comunitate. Pe cont propriu. Și fac, sunt foarte mulți care fac. În câte localități ați înființat astfel de asociații sau de grupuri? Am lucrat în 110 comunități, dar dintre aceste 110, 60 mai sunt active. Se întâmplă ca după un prim proiect pe care îl fac, unii să spună nu mai vrem să facem sau nu mai putem să facem sau să iau o pauză. Pentru că oamenii în primă instanță fac lucrul ăsta voluntar. Noi le dăm această finanțare, dar nu pot să-și plătească salariile din ea. Pe ideea că la început hai să facem lucruri pentru comunitate și da, pe termen lung pot să fie parteneri în diverse proiecte, pot să aplice la alte finanțări și să devină nu profitabil, dar să poată să aibă un trai din asociație. Povestește-mi despre acești oameni, pentru că îmi spuneai că primiți cereri de finanțare scrise de mână din astfel de sate, pentru că nu știu să folosească un calculator, pentru că nu au internet. Cât de mari sunt discrepanțele între orașe și mediul acesta în care mergeți voi? Sunt mari. Sunt mari, dar o spun ca pe o oportunitate pentru ca noi toți să ne putem implica să schimbăm lucrurile astea. Dar chiar acum, săptămâna trecută, am fost într-o comunitate din Olt, Piatra Olt, unde lucrăm pe un proiect mai mare, pe parte de educație, sănătate și locuire. Iar noi lucrăm cu comunitățile, cu grupuri din comunități, ca ei să preia diverse proiecte pe aceste trei arii. Și am fost într-o comunitate de romi, o comunitate tradițională și, din păcate, România pe care am văzut-o acolo nu e România Uniunii Europene. Adică? Dar, foarte multă sărăcie, oameni care trăiesc câte unși pentru o cameră. E greu de, câteodată e greu de imaginat. Copiii merg la școală, la grădiniță? Copiii merg la școală tocmai pentru că s-a început mobilizarea asta la nivel de comunitate și pentru că înțeleg că este important să meargă la școală. Și asta m-a surprins că, pe lângă faptul că, ok, trăiau în condițiile în care trăiau, oamenii chiar vreau să facă ceva să schimbe lucrul ăsta. Și a fost o parte de renovare făcută de alți parteneri, dar oamenii au pus mână de la mână și au contribuit. Deci, din ce pun mână de la mână? Dacă la propriu, a fost la propriu. Muncesc? Da. Și ce au făcut? Au construit acoperiș, s-au schimbat niște ferestre și uși la școală? Case. Nu, la case, case individuale. Pentru că sunt copii care n-au în ce condiții să-și facă temele. E foarte greu să te duci, dacă îți plouă prin acoperiș, să te duci la școală cu hainele ude. Și povestea cineva că mergeau la școală cu hainele ude pentru că la școală era mai cald și se uscau. Și spun lucrul ăsta doar pentru a da un context, pentru că noi, de exemplu, ne uităm mereu la ce pot oamenii ăștia să facă și cât de mult ne inspiră în momentul în care decid că vor să facă ceva pentru comunitatea lor și duc aceste lucruri mai departe. Și ce faceți acolo exact?
În Piatra Olt. În Piatra Olt tot așa, lucrăm cu un grup de inițiativă care sunt mai multe pariele și un after school acolo pe care l-au deschis cu cei la Fundația Pestaloții. Suntem 7 parteneri în proiectul ăsta. Iar noi lucrăm cu grupul de inițiativă pe aceeași idee de a crea acest nucleu în comunitate care peste 5 ani sau peste 2 ani, când nu o să mai fim noi acolo, să poate să preia tot ce se întâmplă, să se consulte cu comunitatea, să facă lucruri pentru comunitate împreună cu ei și să le ducă mai departe. Pentru că ai pomenit de comunitate de romi, cât de mari iarăși sunt discrepanțele între aceste comunități și comunitățile de români? Pornesc cu un handicap acești copii în viață? Sunt defavorizați? Și dacă da, de ce? Nu știu dacă e vorba de un handicap cu care pornesc. Cred că sunt... Sunt discriminați? Asta, da, se întâmplă. Se întâmplă și e păcat că, până la urmă, toți suntem oameni cu un anumit potențial și poate n-avem contextul să-l dezvoltăm. Și asta ne place să zicem tot timpul, că diferența dintre noi, cumva, e că suntem norocoși că ne-am născut într-un context care ne-a permis să ne dezvoltăm potențialul. Sunt alți oameni care au un potențial extraordinar și, din păcate, contextul nu le permite. Și statul, probabil, ar trebui să facă un pic mai mult pe partea asta. N-aș vrea să vorbesc despre discrepanțe, pentru că, până la urmă, sărăcia sau bunăstarea e și într-o parte și în alta la fel. E păcat, totuși, că nu ne uităm unii la alții ca oameni și ne uităm în funcție de culoarea pielii sau în funcție de, nu știu, modul în care ne îmbrăcăm. Și cred că asta e cel mai important, să începem să fim mai toleranți și să acceptăm că există realități diferite de a noastră. Ce vă propuneți până în 2019, când înțeleg că nu o să mai aveți finanțarea asigurată acum de finanțator extern, nu? Avem tot ce dăm ca finanțări în comunitate vine din surse private, companii sau finanțatori, donatori individuali, dar suntem norocoși să avem un finanțator american care ne ajută cumva să ne dezvoltăm noi organizațional tot ce înseamnă, inclusiv strângere de fonduri, inclusiv poate partea de advocacy pe care încercăm să o dezvoltăm. De anul trecut am început și vrem să o dezvoltăm. Ce ne propunem e să găsim alte modalități prin care să fim sustenabili, pentru că e genul de muncă care are nevoie de flexibilitate. Noi nu mergem într-o comunitate și spunem te vizitez de 3 ori pentru atât am buget. Dacă oamenii în comunitate au nevoie să te duci de 5 ori într-o lună sau facilitatorul sau să faci un training cu ei pe o chestie pe care n-ai prevăzut-o pentru că ai ieșit la un moment dat ca o nevoie, atunci o să faci lucrul ăsta, pentru că despre asta e vorba, de a-i sprijini pe ei cu toate instrumentele necesare să poată să facă schimbarea pe care și-o doresc în comunitate. De asta nici nu e foarte greu cu finanțările europene, pentru că dacă ai zis că vizitezi comunitatea de 5 ori, trebuie să o vizitezi de 5 ori, că au nevoie sau nu au nevoie. Și atunci avem nevoie de astfel de finanțări mult mai flexibile și inclusiv de donatori individuali care vor să investească în continuare în satul românesc și văd o oportunitate foarte mare. Iar planuri ne punem un pic la punct acum, să vedem cum o să asigurăm partea asta de sustenabilitate, ceea ce iarăși e foarte interesant. Și o să continuăm să ne extindem și mai ales în zona de sud-est, unde am început de anul trecut abia, Tulcea, Brăila și Constanța, și alte comunități care au nevoie de sprijinul nostru. Merge și în Delta? Da, lucrăm acum în 2 comunități din Delta, în Sfântul Gheorghe și Mahmudia. Care sunt problemele acolo? Încă nu am ajuns. E partea de început, abia s-a intrat în comunitate și acum fac partea de analiză de nevoi, să vadă exact ce spun oamenii din comunitate. Mult succes! Mulțumim frumos! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.